sau mijlocitori pentru țară. Aleluia! Oameni care să stea în prezent, familia zice. Aleluia! Ca să se dovedească duhurilor răutății care fac planul. Că din pricina mijlocirilor voastre îmi grăbesc intervenții. S-au ridicat cete cotropitoare și au vrut să calce în picioare teritoriul țării în repetate rânduri. Și mâna mea le-a stat împotriva. S-au ridicat vânzători care au vrut să vândă fiecare palmă de teren și voi să ajungeți ca oile duse la măcelărie. Și eu am zădărnicit planurile pe pâine la sânt. Dar vine ceasul întunericului și mâna mea se va retrage și o preliștea pusă va fi coborâți. Și va înainta întunericul și va căpăta putere. Egomenării vreau, dar pe ai mei, zice Domnul, vreau să-i cuprind în arii de ogrodire. Și asta e vremea mijlocirii. Vremea în care fiecare să stea în prezența mea și fiecare mijlocitor, zice Domnul, va căpăta în mâini o torță aprins. Egope de aribrut și când înțunericul va înainta, vor fi arii ale torțelor așezate una lângă alta și acolo întunericul nu va putea să se exprime. Se vor da legi și decrete care vor pune groaza în mulți dintre cei ce astăzi sunt căldicei. Și vor accepta compromisuri și vor accepta să intre în unele șabloane care le va aduce o stare de împietrire și apoi le va aduce moartea în omul dinăuntru. Dar pentru cel ce poartă torța, pentru acela, lumina va rămâne lumină și izbăvirea va fi izbăvirea. Duceți această veste mai departe. Aleluia! Că ăsta e legământul pe care îl fac cu voi astăzi. Egope de Aribrut, pentru cel ce se așează în lista mijlocitorilor va primi torța. Mărire și cel ce capătă torța va fi prins în aria de ocrotire. Nu va putea să pătrundă și nu va putea să miruiască lumina mea. Și acolo unde vor fi torță lângă torță, vor fi arii de ocrotire, unde vor ajunge să fie salvați chiar și fiii risipitori, chiar și cei plecați pe alte meleaguri, vor ajunge să fie scutiți și protejați în ariile de ocrotire cuprinse în mijlocul torțelor aprinse. Iar norul de foc, stâlpul de foc al puterii mele, va ocroti pe din afară și va locui în mijloc. Aleluia. Pentru ca ocrotirea să-și dovedească valoarea ta prin minune. Asta e vremea mijlocirii. Și ori de va adunați în locul acesta mijlociți pentru țară, ca să vă numărați între cei ocrotiți în vremea care vine, când întunericul va înainta cu mare repeziciune și va cuprinde multe teritorii, zice Domnul.